Muzica și medicina sunt două domenii în care cei care profesează trebuie să învețe mereu și să exerseze tot timpul. Remus Nica le-a ales pe amândouă. Este medic primar de chirurgie generală și oncologică la Spitalul Militar Central din București, aplecându-se cu predilecție către chirurgia oncologică a sânului, dar este și violonist în Orchestra Medicilor Ermil Nichifor. Este însă unul dintre puținii chirurgi români acceptați ca membru al Societății Americane de Chirurgie a Cancerului de Sân, precum și unul dintre violoniștii români care face parte din Orchestra Mondială a Medicilor. Despre performanțele sale ca medic, dar și ca violonist, aș vrea să discutăm în această zi, dar și despre frumoasa și interesanta legătură între medicină și muzică, în special chirurgie. Bună ziua! Vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea și aș vrea să vă întreb mai întâi, cu siguranță a fost vioara în viața dumneavoastră și apoi medicina. Cum este acum? Care e prima? Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Totdeauna am considerat că cea care va trebui și este prima în viața mea este cea care trebuie să fie în acel moment. Bineînțeles că prioritar pentru noi ca medici reprezintă tratamentul pacienților și grija față de pacienți, dar de asemenea extrem de important este să avem grijă și de noi și de interiorul nostru, ca pacienții când se prezintă la noi să găsească un medic normal, un medic care să-l înțeleagă cât mai ușor și să-l ajute cât mai mult. Deci, într-adevăr, cronologic vorbind, am început vioara de mic, dar medicina este deja un stil de viață. Ambele necesită talent, dăruire și muncă multă. Cel puțin în cazul viorii trebuie să exersați destul de mult, chiar dacă știți anumite partituri. La fel e și cu intervențiile chirurgicale. Mă gândesc că, în general, partiturile vi le alegeți, cum vă plac, după concertele pe care le țineți. Ce se întâmplă cu pacienții care vă vin la ușă? De obicei, nu cred că aveți acest privilegiu de a alege, ci pur și simplu îi primiți pe toți. Este un asalt de întrebări, sunt chiar mai multe răspunsuri în ceea ce ați formulat anterior. Partiturile, toată viața mi le-am ales în ceea ce privește muzica. Nu am fost un copil docil și ce nu-mi plăcea și nu-mi suna bine, nu exersam și deci nu-mi ieșea și nu cântam. Legat de studiu. În momentul în care necesită foarte mult studiu, cred că sunt probleme cu talentul și atunci e bine să te concentrezi poate către alte direcții. Niciodată n-am studiat foarte mult. Nu am fost genul acela de copil studios și mi-au ieșit lucrurile pe care le-am făcut din suflet. Și am avut o dăruire aparte către ceea ce s-a asortat cu stilul meu. În medicină, într-adevăr, trebuie foarte multă muncă pentru a performa și pentru a învăța cât mai multe lucruri cât profesezi. Pentru că medicina nu se termină niciodată, pentru că nu poți spune niciodată știu totul în medicină și atunci reprezintă o continuă provocare medicina. Atâta timp cât suntem pe acest pământ și vom profesa, nu vom termina niciodată nici pacienții, nici bolile și nici știința să ne însușim complet. Deci în ceea ce privește muzica și medicina, cam așa văd eu lucrurile. Legat de pacienții care vin la noi, într-adevăr, spre deosebire de alte țări cu alt tip de medicină, noi ne tratăm pacienții care ne bat la ușă. În atare situație nu putem spune că operăm numai stomac, numai sân, că despre sân s-a adus discuția mai devreme. Eu am început chirurgia oncologică încă de la bun început cu mentorul meu, domnul profesor dr. Ioan Timaru. Și asta am învățat, așa m-am născut în această chirurgie. Că în timp lucrurile s-au modificat pentru că în viață vorbim de șanse și de oportunități. Foarte probabil că știu alte lucruri să le fac mai bine decât chirurgia sânului sau poate chirurgia sânului o fac bine. Puțin relevant pentru un pacient ce fac eu bine sau nu. Pentru pacientul respectiv este foarte important ca ceea ce îi fac lui să-i fie foarte bine, să-i ajute și să-i prelungească sau să-i salveze viața. Dacă e să ne referim doar la cancer de sân, a fost o oportunitate pentru că la un moment dat niște lucrări trimise în state au fost apreciate, au fost extrem de bine acceptate și publicate, una dintre ele și premiată, motiv pentru care Societatea Americană de Chirurgie a Cancerului de Sân în 2018, în septembrie, m-a propus ca în 2019 să devin keynote speaker, să deschid Congresul Mondial de Chirurgie a Cancerului de Sân de la Londra. A fost o șansă, cum spuneam. Sunt conștient și convins că mulți alți chirurgi ar fi făcut aceste lucruri mult mai bine, dar a fost șansa care mi s-a acordat mie și astfel în 2019 am deschis Congresul Mondial de la Londra în ceea ce privește cancerul de sân. Am văzut că ați participat în 2022 la două congrese din Statele Unite în domeniul oncologiei sânului, a cancerului de fapt mamar, și vreau să vă întreb, una dintre ele am văzut că a fost Mayo Clinic, care înțeleg că a apreciat rezultatele muncii dumneavoastră și aș vrea să ne povestiți un pic de conceptul de îngrijire a cancerului de sân din perspectiva americană. Sunt două lucruri diferite. În ceea ce privește anul 2022, într-adevăr, am fost invitat. Odată Harvard, sfârșit 28-30 iulie și septembrie Mayo Clinic Rochester, e vorba de clinica din Rochester, la discuții și concluzii privind cancerul de sân. Pentru că în momentul de față ocupă primul loc ca și număr de cazuri noi pe an și procentul este extrem de capătă teren pe zi ce trece, ceea ce este un lucru extrem de grav. S-au discutat în iulie la Harvard, s-au discutat datele, iar în septembrie s-au comunicat concluziile. Am fost la un fel de curs în care a fost abordat cancerul de sân din toate perspectivele. Perspectiva americană și nu numai, pune foarte mult accent pe tratamentul paliativ și non-invaziv, ceea ce noi ne bucurăm, zic eu, în acest moment de tratamentul chirurgical preponderent, ce ajută foarte mult pacienta și crește gradul de vindecare. Știu că un vis al dumneavoastră este acela de a avea sau de a lucra într-un centru de chirurgia cancerului de sân, un centru care să cuprindă toată paleta de servicii pentru femeile care au nevoie, practic de la zero până la finalizare. Se zice că dacă nu lupți pentru ceea ce vrei, meriți ceea ce ai. Într-adevăr, scopul meu consider că este să las ceva în spate. Nu știu cât voi mai fi sau nu în medicina din România sau în general, dar în momentul în care voi părăsi această scenă, vreau să-mi joc rolul, că nu contează durata spectacolului, ci intensitatea cu care trăiești rolul și vreau să las într-adevăr niște lucruri construite. Și într-adevăr, unul dintre visele mele elegante, frumoase și constructive ar fi de construcția unui centru de tratament, de diagnostic și tratament al cancerului de sân. De ce? Pentru că în momentul de față există, cel puțin la nivelul Spitalului de Urgență Universitar Militar Central, avem tot ceea ce ne trebuie. Și cred că un centru ar orienta foarte bine pacientul, pacienta, pentru că cancerul de sân este și la bărbați, nu numai la femei, l-ar ajuta să intre exact ca pe șine. În momentul în care s-a prezentat la centru, pacientul doar ascultă și răspunde la programările care i s-au făcut. Nu trebuie nici să alerge, nici să stea pe la uși, pe la ferești, nici să se intereseze, domne, dar eu la cine mă, dar ce trebuie să fac, dar unde mă trimis? Nu. Acolo lucrurile să fie organizate și să meargă în ziua de la ora de la ecografie, se identifică, se face puncție biopsie, se face mamografie dacă e cazul sau nu, se face intervenție dacă e cazul sau nu, după care merge pe partea de oncologie, acolo unde e cazul și așa mai departe. De aceea cred că e de mare ajutor un astfel de centru foarte bine organizat, dar trebuie să aibă paturi, trebuie să aibă personal corespunzător. Nu este deloc simplu să construiești acest lucru, trebuie spațiu, trebuie profesioniști, dar revin, eu consider că profesioniști și dotare noi avem în Spitalul Militar și e un mare avantaj.